veți asculta un mesaj prezentat de Iosif Anca. Găsim scris la pasajul nostru din Efeseni, capitolul 6, versetul 17, partea a doua, și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Această sabia Duhului este arma creștinului, o armă bună pentru orice lucrare. Pavel scrie în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16 și 17. Toată Scriptura este suflată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Parafrazând puțin, cuvântul lui Dumnezeu este o armă bună la orice formă de luptă, și la înaintare, și la apărare, în toate privințele și în toate formele care ar necesita lupta noastră în plan spiritual. Evident, cuvântul este o armă spirituală și tot Pavel spune la 2 Corinteni, capitolul 10, pagina 1135, începând cu versetul 4. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu. Cuvântul așadar este o armă spirituală. Lupta se dă pe tărâm spiritual. Acest cuvânt al lui Dumnezeu, prezentat aici ca o sabie, Biblia, dacă doriți, deschideți acum la Psalmul 29, putem să o înțelegem din acest punct de vedere sub două aspecte. Scrie aici, începând cu versetul 3, glasul Domnului. Și repetă și la versetele următoare, glasul Domnului răsune pe ape. Glasul Domnului este puternic, glasul Domnului este măreț, glasul Domnului sfarmă cedri. Versetul 7, glasul Domnului face să țâșnească flăcări de foc, să se cutremure pustia, glasul Domnului face pe cerboaice să nască, îl despoaie pădurile, în locașul lui totul strigă slavă. Când vorbim de cuvântul lui Dumnezeu, avem mai întâi în vedere, efectiv, vorbirea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu atunci când Dumnezeu vorbește. Dumnezeu a vorbit din veșnicii și va vorbi. Tot ceea ce El vorbește este cuvântul lui Dumnezeu. Însă, avem în Biblie și chiar prin Biblie cuvântul credinței care îl proclamăm noi. Și acum citim în Romani, capitolul 10, vom citi versetul 8. Noi, când vorbim, reproducem cuvântul lui Dumnezeu, care rostit de El a avut putere, și rostit de noi sub ungerea și prezența Duhului Dumnezeu, are de asemenea putere. Versetul 8. Ce zice ea deci? Cuvântul este aproape de tine, în gura ta și în inima ta. Și cuvântul acesta este cuvântul credinței pe care vi-l propovăduim noi. Dumnezeu este o ființă spirituală. El când vorbește, în fața lui spune Biblia că duhurile cad în leșin. Dar noi, intrând în posesia cuvântului său, cunoscându-l, Dumnezeu lăsând Duhul lui peste noi, putem să reproducem, să vorbim și noi cuvântul lui Dumnezeu și El constituie și în gura noastră apoi, după cum a constituit în gura Domnului, o armă, o forță. Sau altfel spus, cuvântul lui Dumnezeu este chiar Domnul Iisus. El este îmbinarea acestor două lucruri care vi le spun. El a fost Dumnezeu, dar a venit om și a folosit exact cuvintele Tatălui și a avut autoritate și putere în lupta spirituală. Vom vedea aceasta mai pe larg în ceea ce urmează. Să prezentăm acum această sabie, acest cuvânt al Domnului. Cuvântul care ne este dat nouă este Scriptura întreagă. Și Scriptura se încheie cu acele cuvinte din Apocalipsa 22, versetul 18 și 19. Nimeni să n-adauge și nimeni să nu scoată. Știți, Goliat a avut o sabie mare. Și alții poate au avut o sabie mai mică, unul și-a încins-o pe sub haine ca să nu se vadă.
Biblia ne îndeamnă să nu avem o sabie de dimensiuni mai mari ca ale cuvântului, dar nici mai mici. Cuvântul este dimensiunea sabiei noastre. Adică în acest perimetru putem să utilizăm cuvintele date de Dumnezeu. Vedeți, cuvântul este foarte vast. Spune Biblia în Ioan 6 că și cuvântul este o pâine vie care s-a pogorât din cer. Apoi este un cuvânt în Psalmul 107, unde cuvântul Dumnezeu este prezentat ca un medicament, de ceva mai fin decât o pâine. Versul 20. A trimis cuvântul său și i-a tămăduit și i-a scăpat de groază. Un medicament care vindecă, care liniștește. Dar în același timp, deschideți la Ieremia, capitolul 23, cuvântul este prezentat și sub niște forme mai dure, mai puternice. 23:29. Nu este cuvântul meu ca un foc, zice Domnul, și ca un ciocan care sfărâmă stânca? Cuvântul are diverse trebuințări, folosește și drept hrană și medicament, dar e bun și de ciocan, și de foc, și e bun și de sabie. Toate acestea se confecționează din același material numit cuvântul. Fiind vorba de material, deschideți la Cartea Psalmilor, capitolul 12, unde ni se spune din ce material este construită sabia aceasta noastră. 12:6. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de 7 ori. Cuvântul Domnului este simbolizat prin metale prețioase, argint, aur, sau tot în domeniul acesta, Proverbe 30, versetul 5, unde este îmbinat aspectul acesta cu aspectul izbânzii. Orice cuvânt al Dumnezeu este încercat. Deci în această sfântă carte nu este nimic care să nu fie curățit, încercat, nu este nimic zgură în această sabie, nimic care să ruginească. Este un scut pentru cei ce se încred în el. Și spune apoi Apostolul Petru în prima sa epistolă, în capitolul 1, versetul 23, că și cuvântul Dumnezeu rămâne în veac. Deci este un metal prețios care nu se degradează în timp. A spus Domnul Iisus, cerul și pământul vor trece. Chiar și metalele acestea, fizic vorbind, au un grad de depreciere oarecare în timp. Însă cuvântul Dumnezeu este același. O sabie care au folosit-o Sfinții în Vechiul Testament, acea sabie care au folosit-o Apostolul în Noul Testament, exact aceea o folosim și noi acum și sclipește la fel de tare. Cuvântul lui Dumnezeu. Nu ne trebuie arme îmbunătățite, nici specializate în vreun alt fel. Rămânem la atât la dimensiunile Scripturilor. Despre formarea lor citim doar un verset, 2 Petru 1:21, unde ni se prezintă cum a fost turnat acest cuvânt. Sabia aceasta cum a luat ființa și forma aceasta. Căci nicio prorocie sau cuvânt al Scripturilor n-a fost adusă prin voia omului. Deci în acest cuvânt nu există contribuție umană, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. De aceea Domnul vorbește până la cele mai minuscule înserări care apar în Biblie. Nici o slovă sau o frântură sau o iotă. Nimic nu e în plus, nimic nu trece, nimic nu e fără valoare. Tot în acest cuvânt este valoare pur dumnezeiască, cu efect spiritual în lupta care se dă. Să privim acum la, așa în scurt, am amintit noi la un moment, dar ne reamintim, dat fiind arma aceasta, părțile care sunt în conflict, sau oamenii mai exact, care poartă sabie, care o primesc. Este o imagine în Vechiul Testament, în întâia carte lui Samuel, capitolul 13, când Israel era în luptă cu filisteni. Și la război, pe lângă altele, îți trebuie armă. Și s-a întâmplat aici, spune la pagina 303, versetul 22, că în ziua luptei nu era nici sabie, nici suliță în mâinile întregului popor care era cu Saul și Ionatan. Nu avea decât Saul și fiul său Ionatan.
Dintr-o țară întreagă, dintr-o armată întreagă, numai doi aveau sabie. A fost o tactică a filistenilor, să n-aibă evreii sabie. Și asta a fost una din tacticile diavolului în cursul istoriei, să n-aibă oamenii Biblie. S-a folosit chiar de cler, de oamenii religiei, să spună că nu știu mânui, spună că nu știu interpreta și nu-i voie să posede tot sabie. Și atunci sunt înfrânt sigur de filisteni. Domnul a vrut ca tot să aibă sabie. Domnul vrea ca tot să aibă sabie, ba încă una, două tăișuri. Rămânem la 1 Samuel, întoarceți în urmă la capitolul 3. Are sabie cel care a primit cuvântul Domnului, cel care îl învață și îl păstrează. Spune aici versetul 1, cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedenile nu erau dese. Deși în plan spiritual, ca și în plan fizic în Israel, în momentul respectiv, erau puține săbii, puține aveau cuvântul. Chiar și tânărul Samuel, spune aici versetul 7, Samuel nu cunoștea încă pe Domnul și cuvântul Domnului nu-i fusese încă descoperit. Deci Samuel încă nu primise sabie în mână. El nu putea să activeze, n-avea încă sabie în mână. Când a primit-o, a putut să lupte și să ia parte la această izbândă care Dumnezeu o dă. Întorcându-ne în Noul Testament, deschideți vă rog la Fapte, capitolul 6, versetul 4. După ce apostolii au primit cuvântul și au primit și Duhul Sfânt, cel care mânuiește cuvântul în mâna noastră, sau în gura noastră mai exact, era să apuce cu altă îndelenicire, cu împărțirea de ajutoare, cu alte probleme pământești. Și spune 6:4, iar noi vom stărui necurmată rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Versetul 2. Nu este potrivit ca să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu și să slujim la mese. Au zis, nu-i normal să lăsăm noi sabia din mână și să ne ocupăm acum, să luăm tacâmurile și să facem alte lucrări. Au înțeles că lucrarea de bază era sabia și cuvântul. Și n-au putut la adevărații sfinți al lui Dumnezeu să le smulgă satana sabia din mână, nici cu alte îndeletniciri. Și acum deschideți vă rog și la 2 Timotei capitolul 2, a încercat uneori satana cu forța să le ia sabia din mână, că știe că și cu sabia au biruință, cu cuvântul. 2:9. Evanghelia pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele, scrie Pavel din temniță lui Timotei. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Și sabil, ăsta Pavel, cu mâna printre gratii, numai scria și printre gratii avea o sabie lungă și ajungea și mai tăia la ei. Și lucra, cuvântul nu era legat nici în închisoare. Cuvântul era liber. Pavel a avut sabie în mână și acolo legat. Ba, aici avem multe surori, un cuvânt pentru ele, mai alergăm până în cartea psalmilor. Psalmul 68, versetul 11. Un cuvânt spune Domnul și femeile aducătoare de vești bune sunt o mare oștire. Și un cuvânt în gura dumneavoastră poate să fie o sabie a Domnului și să constituiți o mare oștire care dă lupta și biruie în numele Domnului. Așadar, Domnul vrea să fim oameni purtători de sabie. Să intrăm în posesia ei și nici vreo altă formă sau activitate sau stare să nu reușească să ne ia sabia din mână. Adversarii noștri, deschideți la Efeseni 6 de unde am citit, versetul 12, căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Deci noi nu ne batem cu oameni și nu ne luptăm în plan fizic, ci împotriva căpeteniilor, domniilor, stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Și în versetul 11 este prezentat chiar șeful. Îmbrăcați-vă cu tot armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți, ca să puteți ține piept împotriva tuturor înăltirilor diavolului, nu cum sunt unele teorii teologice la ora asta, că acum e mii de ani și acum satana e legat și lucrează numai duhurile. Aici am citit clar că avem de-a face și cu diavolul și cu căpetenile. Ne luptăm cu toți. Însă dacă ei au căpetenie, deschideți la Deuteronom 32, unde vom citi că și noi avem căpetenie. Spune aici, Dumnezeu se prezintă pe sine
prin prisma războiului. Versul 40. Căci îmi ridic mâna spre cer și zic, cât este de adevărat că trăiesc în veci și cu adevărat trăiască Domnul în veci, atât este de adevărat că atunci când voi ascuți fulgerul săbiei mele și voi pune mâna să fac judecată, mă voi răzbuna împotriva potrivnicilor mei și voi pedepsi pe cei ce mă urăsc. Rețineți cum împarte tabăra aici. Cei ce iubesc pe Domnul spun Maranata, dacă nu iubește cineva pe Domnul să fie anatema. Cei care iubesc pe Domnul luptă pentru Domnul, cei care urăsc pe Dumnezeu sunt vrăjmașii lui și sunt în tabăra satanei, că nu-i poți iubi pe doi stăpâni, ori iubești pe unul și ori pe celălalt. Este un război care vine din ceruri. Hai să citim ceva și din Isaia 34. Să fim conștienți de starea asta de război. Isaia 34, de la versetul 4. Toată oștirea cerurilor piere, cerurile sunt făcute sul ca o carte și toată oștirea lor cade, cum cade frunza de viță, cum cade frunza de smochin. Că sabia mea, zice Domnul, s-a îmbătat în ceruri. Iată, se va pogorâ asupra Edomului, asupra poporului pe care l-am sortit din micirii ca să-l pedepse. Sabia Domnului este plină de sânge, unsă cu grăsime, cu sângele mielor și țapilor, grăsimea rărunchilor, berbecilor, căci Domnul ține un prasnic de jertfe la Bosra și un mare măcel este în țara Edomului. Deci mai întâi bătălia se dă în plan spiritual, iar apoi Dumnezeu, asta îi revine în exclusivitate lui și îngerilor săi, se va pogorâ pe pământ și vor fi și oamenii măcelăriți împreună cu duhurile care i-au posedat și cărora le-au slujit. Și cartea Apocalipsei ne spune despre acele păsări la care le-au chemate păsările cerului să vină să mănânce carnea împăraților și acelor alți locuitori ale pământului care s-au unit cu Satan în acest conflict care există. Vreau să privim acum la felul în care trebuie să folosim sabia. Aminteam și este scris aceasta în 2 Corinteni 6 cu 7, că sabia este pentru lovire și pentru apărare. Dacă mergem undeva să vestim Evanghelia, pornim o bătălie împotriva duhurilor care stăpânesc zona respectivă și oamenii din acele locuri. Sau dacă mergem să poruncim în numele Domnului Duh să iasă afară dintr-un om, deci lovim. Dar uneori vine Satana, cum a venit la Domnul Iisus în cazul ispitirii, și atunci ne apărăm cu cuvântul. Este valabil și pentru una și pentru cealaltă. Deschideți la 1 Samuel, capitolul 15. Aici putem să învățăm o lecție. 15 cu 22. Partea a doua. Păzirea cuvântului face mai mult decât grăsimea berbecilor. Ascultarea mai mult decât jertfele. Adică, cu cuvântul, rostindu-l și ascultându-l, fiind în supunerea lui și în păzirea lui de cea săbiei, câștigi mult mai mult decât ai face multe alte jertfe și sacrificii. În cuvânt este mai multă autoritate decât am face noi cu nu știu câte lucruri pământești. În cuvânt este puterea cea mare și asta n-a înțeles Saul, că prin cuvânt se dă izbânda cea mare. Și mai adăugăm un cuvânt din Noul Testament, 2 Timotei 2 cu 15, unde ni se spune că și cuvântul trebuie folosit și lucrat și să știm cum să lucrăm cu această sabie. De exemplu, vrem să se producă o lucrare. Putem noi să ajutăm pe un om să-i facem nu știu câte servicii. Putem să-l lămurim. Nu are asta efect asupra lui, ca și cum are efect dacă îi spui cuvântul. În cuvânt este putere. Dacă vrem să se scoatem pe Satana de undeva, nu putem cu asta să-i câștigăm pe oameni sub o altă formă sau să-l înduplecăm pe Satana. Dar poruncindu-i un cuvânt în numele Domnului Iisus, face mai mult decât orice alte sacrificii am putea face noi. 2 Timotei 2 cu 15. Caută să te înfățesezi înaintea lui Dumnezeu, înaintea comandantul nostru suprem, ca un om încercat. Ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului, care dă cu sabia drept și la țintă. Un alt aspect, cuvântul trebuie mânuit sub puterea Duhului. Rostit doar de mintea noastră sau de un om care n-are nimic cu Dumnezeu, cuvântul n-are valoare. Cuvântul are valoare când este mânuit sub călăuzirea Duhului. Haideți să citim lucrul acesta. În Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4, știți,
Domnul le-a spus ucenicilor că trebuie prin cuvânt să ajungă cu Evanghelia până la marginea pământului. Dar nu i-a lăsat să predice cuvântul până nu vor primi puterea de sus. Și spune în Fapte 4 cu versetul 29 mai întâi. Și acum, Doamne, uite-te la amenințările lor, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. S-a amintit în seara aceasta de Petru. Nu știa Petru cuvântul? Știa. Dar a avut putere să-l mânuiască. I-a fost frică cu sabia în mână să se bată cu o slujnică. Când a venit puterea peste el, s-a bătut nu numai cu slujnica marelui preot, cu toți mari preoți, că a venit puterea. Imaginați-vă un om care este infirm și care nu poate să-și ridice mâna, sau care este slab, un copil, pune sabia în mână. Ce poate să facă? Dar un om care este vigoros, care este puternic, care este antrenat, omul acesta are fapte de vitejie, vorbind în plan fizic, și în plan spiritual este același lucru. Duhul Sfânt este Cel care pune energie în noi. Cel care pune putere în mâinile noastre, spune David, tu îmi deprinzi mâinile la luptă și mâinile mele întind arcul de aramă, spune el în psalm. Adică Domnul ne întărește în privința aceasta. Versetul 31, după ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Cum a venit Duhul în ei, cum toți puteau să mânească sabia. Citim un pasaj frumos din Vechiul Testament, 2 Samuel 23, Știți, David a fost un războinic deosebit și a avut războinici lângă el, care știau să țină în mână sabia și știau cum se trage cu praște. 23 cu versetul 9. Ne este prezentat aici un războinic specialist al săbiei. După el, Eleazar, fiul lui Dodo, fiul lui Ahohi, ei au urât din cei 3 războinici care au ținut piept împreună cu David împotriva filistenilor, strânși pentru luptă, când bărbații lui Israel se dădeau înapoi pe înălțimi. El s-a sculat și a lovit pe filisteni până ce i-a obosit mâna, și a rămas lipită de sabie. Domnul a dat o mare izbăvire în ziua aceea, poporul s-a întors după Eleazar numai ca să ia prada. Am zice noi, în sistemul nostru nou testamental, atâta să ții Biblia în mână, să o răsfuiești, până când ți se încioacă puțin degetele. Și la gata să-ți dai seama că au primit o formă după forma Bibliei. Și să nu te dai bătut, pentru că numele Domnului, din cuvânt, există pentru ori și cine cuvânt. Fie de ridicare, fie de dobărâre, dacă este cazul satanei. Apoi, trebuie să înțelegem că dacă Duhul Sfânt mânuie mâna noastră, nu noi alegem unde să dăm și ce să facem. Sunt anumite lucrări la care uneori în dreptul copiilor sau chiar a oamenilor mari, meșterul, instructorul, ia el mâna, pune mâna pe mâna lor și le arată cum trebuie să lucreze, cum trebuie să mânuiască. Ei, dacă Dumnezeu ține El în mâna Lui mâna noastră, atunci nu tăiem unde vrem noi, nu apăsăm numai cât vrem noi, ci asta îi aparține lui Dumnezeu. În cuvânt există de la binecuvântare până la blestem. Unde trebuie binecuvântat și unde apare blestemul, nu vă speriați de aceasta. În privința diavolului, Pavel l-a blestemat pe unul în Fapte 13, adică a rostit o sentință de condamnare. Nu oamenii sunt pentru așa ceva, acesta e pentru demoni. Dar Dumnezeu alege ce cuvânt din Scriptură trebuie folosit, cum trebuie să taie tabia, cum să acționeze. Hai citim în Ieremia 48, unde fiind vorba chiar despre blestem, apare o atenționare asupra noastră. 48 cu versetul 10. Blestemat să fie omul care face cu nebăgare de seamă lucrarea Domnului. Blestemat să fie cel ce își oprește sabia de la măcel. În luptă, când comandantul ordonă să se tragă foc sau înainte, ce urmează, dacă unul face, execută o altă comandă, cade sub pedeapsa legii respective. Cine este în lupta Domnului și Domnul îi poruncește, și au fost cazuri în Vechiul Testament când Dumnezeu a spus lovește. Și dacă ei în plan fizic n-au lovit, au fost pedepsiți de Dumnezeu. La fel este și pentru noi în Noul Testament. Cu ce cuvânt ni se spune să acționăm, cu acela trebuie acționat. Rămânând în profeți, în Habacuc, capitolul 3, este un cuvânt, versetul 9, arcul tău este dezvelit. Este prezentat o altă armă, deci aceeași lucrare. Blestemele sunt săgețile cuvântului tău.
Tu despiși pământul ca să dai drumul râurilor. La vederea ta se cutremură munții, se năpustesc râuri de apă, adâncul și ridică glasul și se înalță valurile în sus. Dumnezeu este o autoritate supremă și trebuie să ținem cont că trebuie El să mânuiască această sare. Acum în Noul Testament citim două pasaje, mai întâi Matei capitolul 10, unde Domnul Iisus spunea ucenicilor săi cum să lucreze cu cuvântul în situații de criză, în momente speciale, atunci când vor fi duși în fața autorităților. Matei 10 cu 19 și 20. Dar când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijorați gândindu-vă cum sau ce veți spune, căci ce veți avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela. Fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui va vorbi în voi. Adică Dumnezeu, prin Duhul, ia cuvântul Său și îl vorbește prin noi. Îmi spunea recent un frate, era pe vremea lui Ceaușescu, și a avut o vedenie, cineva spunea, te-am văzut la o masă și 3 lei stăteau în fața ta. Și tu erai ca un miel de partea cealaltă a mesei. Și tot tremurai. Și dintr-o dată s-a pocorât un sol din ceruri, s-a pus în mână, te-a transformat într-un om, s-a pus în mână o sabie și i-ai tăiat în bucăți pe toți 3. Și ne-a trecut multe zile, au venit la servici și mă cheamă în biroul unui șef, el a ieșit afară și a rămas cu 3 ofițeri superiori de la securitate. Și când au început să le ai, făcuseră o percheziție acasă, și, Doamne, acum asta e imaginea din vedenie. Și într-o dată Dumnezeu a pus niște cuvinte în gura lui. Și când a terminat de spus acele cuvinte, cel mai mare dintre ei a bătut cu pumnul masă și a spus, ieși afară, șterge în secție. Și s-a terminat toată povestea. Cu acele cuvinte puse Dumnezeu ca o sabie în gura lui, i-a terminat și l-au dat afară că n-aveau altceva mai bun de făcut, nemai având cu ce să se împotrivească. Apoi spune Ioan capitolul 16, vorbind despre felul în care Duhul Sfânt mânuiește cuvântul în gura noastră. 16 cu 13. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și va descoperi lucrurile viitoare. Adică Duhul Sfânt ne călăuzește în tot adevărul. Facem o mică paranteză să înțelegem ceva. Gândiți-vă în primul rând la cei care predică. Cât de atenți și cât de percepția lui Dumnezeu ar trebui să fie ei la gândul căci cuvântul este nu sabia lor, cu care taie cât vreau, fac din materialul lor. Este strict cuvântul lui Dumnezeu, mânuit de Duhul lui Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu, sub o călăuzire al lui Dumnezeu. Dar nu numai când predicăm, când vorbim cu cineva despre Dumnezeu, despre lucrările sale, când mustrăm un anumit duh în rugăciune sau într-o vorbire directă, verbală. O sabie lui Dumnezeu în mâna și în gura noastră. Și un ultim aspect, ca să înțelegem mai bine lucrurile acestea, felul în care trebuie să mânuim cuvântul seamănă puțin cu felul în care prorocii din Biblie au primit mesajele. Deschideți la Ieremia capitolul 1. 1 cu 9. Apoi Domnul și-a întins mâna și mi-a atins gura. Și Domnul mi-a zis, iată, pun cuvintele mele în gura ta. Ceea ce a fost în cazul prorocilor a fost acestor profeți biblici strict pentru transmiterea Scripturilor. Dar cam așa ceva trebuie să fie în cazul nostru. Adică Dumnezeu pune cuvintele Lui cu puterea Duhului Său în gura noastră. Deschideți tot în Ieremia, întorceți câteva pagini, capitolul 5, versetul 14. De aceea așa vorbește Domnul oștirilor. Pentru că a zis lucrul acesta, iată, cuvântul meu îl fac foc în gura ta și pe poporul acesta lemne ca să-i ardă focul acesta. Deci din gura lui Ieremia, ca și din gura Domnului Iisus, ieșea ca un foc. Și transforma pe ei în lemne și ardea. Dar acesta era cuvântul pus de Dumnezeu în gura lui. So
sunt lucrarea ta, ca tot să vadă-n toate că sunt lucrarea ta. Cuvântul tău cel veșnic, puterea lui deja să crească în mine rodul, învăbocit prin har. Să satur ca și tine pe cei flămânzi și și să le arăt frumsețea cărării vieții noi. Și să le arăt frumsețea cărării vieții noi. Cei ce-ntuneric se-ți bat zdrobiți-n chin. Să fiu așa ca tine, cuvântul întrupat. Slava ta eternă, mai sfânt și adevărat. Spre slava ta eternă, mai sfânt și adevărat. Dumnezeu vorbea prin Moise, a vorbit lui Moise și i-a zis, Moise a vorbit lui Aaron. Moise pentru Aaron este ce este Scriptura pentru noi. Noi suntem numai Aaron. Scriptura este un om gângav, adică ea nu vorbește singură. Moise era simbolul Scripturilor. Dar Moise, pentru că prin el se transmitea cuvântul lui Dumnezeu, radia. În cuvântul Vechiului Testament era o strălucire. Și acum continuă. Versetul 8. Cum n-ar fi mai cu slavă slujba Duhului? Dacă o slujbă aducătoare de o sândere slăvită, cu atât mai mult o întrece în slavă slujba aducătoare de neprihănire. Și acum versetul 16 și 15. Dar până astăzi, când se citește Moise, rămâne o măhramă peste inimile lor, dar ori de câte ori vreun se întoarce la Domnul, măhrama este luată. Căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Cine vede cuvântul, măhrama îi se ia de pe ochi și vede strălucirea acestui cuvânt. Dacă numai prima parte a Vechiului Testament a fost luminată puternic, dar Noul Testament, când prin Hristos a venit harul după har și adevărul, cât de glorios este acest cuvânt. Însă nu văd strălucirea și frumusețea acestei arme decât cei care au măhrama luată. Și acest lucru se produce când oamenii se întorc la Domnul. Atunci prețuiesc Scriptura. Și în al doilea rând, deschideți la Psalmul 149, de la versetul 6, laudele Domnului să fie în gura lor și sabia cu două tăișuri în mâna lor, ca să facă răzbunare asupra neamurilor și să pedepsească popoarele, să lege pe împărații lor cu lanțuri și pe mai mari lor cobezi de fier, ca să aducă la îndeplinire împotriva lor judecata scrisă. Aceasta este o cinste pentru toți credincioșii lui, lăudați pe Domnul. Spune Pavel în Roman 2, după Evanghelia mea vor fi judecate neamurile.
Evanghelia aceasta în ziua judecății, și noi vom judeca lumea și pe îngeri, va străluci în sala de judecată a lui Dumnezeu. Această sabie, a spus Domnul Iisus, nu eu vă judec, cuvântul va fi atârnat acolo sus și pe baza ei se va judeca lumea. Și asta e o cinste pentru noi, să o purtăm și să acționăm conform ei. Este o cinste să porți această sabie. Spunea Domnul Iisus în Ioan 8:51, cine păzește cuvântul meu, în veac nu va gustea moartea. Adică cine are sabia asta în mână, în veci nu-i învins. Noi murim, ne încheiem activitatea, dar sabia rămâne cu noi, cuvântul rămâne în noi în veac. Cuvântul ne învie prin Duhul, același efect comun, și în ziua judecății rămâne sabia cu noi și va străluci inclusiv în ziua aceea. Haideți să ne oprim aici cu partea teoretică de expunere și să amintim câteva exemple. Mai întâi, negative, 1 Samuel 15, este vorba de împăratul Saul. Aș vrea la gata, când ieșim de aici, fiecare să se considere sau reconsidere cu o sabie în mână, având cuvântul Dumnezeu în gura lui, cu posibilitatea de a exercita putere, de a-l folosi sub ungerea și călăuzirea Sfântului Duh împotriva demonilor care sunt în lumea aceasta. Și a câștigat biruință personală și pentru lucrare în numele Domnului. Saul a primit, am spune noi în chip simbolic, o sabie de la Domnul. Dar spune 15:23, partea finală, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului. Ce a lepădat Saul? Sabia. El a avut o sabie din mâna Domnului, dar a lepădat. Apoi, versetul 26. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, și Domnul te leapădă și nu vei mai fi împărat peste Israel. Din acel moment, Saul n-a mai avut izbândă. El era un războinic iscusit, ori de câte ori venea un războinic, îl lua cu el. Dar a mai avut Saul izbândă? Până și-a pierdut toată viziunea și s-a dus înapoi la cei ce cheamă morții și n-a mai întrebat pe Domnul. S-a pierdut. Când s-a pierdut? Când și-a pierdut sabia. Când se pierde un om? Când pierde cuvântul. Când nu-l mai păzește, când nu mai poartă cuvântul cu el și sabia cu el, omul acela e sortit de micire. Nu moare atunci, dar moare în timp sigur, că e fără sabie. Satan știe și-l atacă. Dar câtă vreme avem sabie, nu ne poate ataca. În fața cuvântului la Domnul Iisus, diavolul a plecat, a cedat. Un alt exemplu, data aceasta, Noul Testament, 2 Timotei 2, acei oameni vorbăreți despre care vorbeam noi acum vreo două săptămâni, Imineu, Filet, Alexandru, 2 Timotei 2, cu versetul 16. Ferește-te vorbăriile goale și lumești, căci cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. Și cuvântul lor roade ca gangrena. Din numărul acestora sunt Imineu și Filet. Ei s-au bătut de la adevăr, ei zic că a venit în viere și răstoarnă credința onora. Ăștia aveau săbii confecționate din material propriu. Cuvântul lor, în loc să facă bine, să tămăduiască, să învingă pe satana, rodea oamenii, le pricinea bol la oameni și aducea pe satana înapoi. De aceea, astăzi, atâți oameni răstoarnă credința unora și n-au biruință în numele Domnului, că ei nu merg cu cuvântul în față. Ei sunt din neamul lui Imineu, Filet și Alexandru, care au cuvântările lor, care sunt goale, săbii de plastic. Sunt goale, sunt lumești, n-au niciun efect. Diavolul nu se scap, nu se obosește să se retragă înapoi de dialectica noastră. Diavolul nu se teme de vorbării. Pavel spune, eu când am venit la voi, eu n-am venit să fac scamatorii cu cuvintele mele, care le-am învățat la picioarele lui Gamaliel. Dacă am vorbit ceva, deci am vorbit sub călăuzirea lui Dumnezeu, din cuvânt și după cuvânt. Să ne ajute Domnul aceasta, amin. Ca numai și numai în numele Domnului să mergem. Că altfel, dacă lăsăm sabia Domnului, spune 1 Timotei 1:20, că Pavel a dat pe mâna satanei să se învețe să nu hulească. Fără cuvânt, au intrat în posesia lui. Și fiind vorba de satana, un al treilea și ultim exemplu negativ, să știți că satana și el folosește cuvântul, dar îl folosește în sens de ispitire, cum l-a folosit în cazul Domnului Iisus în Matei 4 și în Luca 4, spus, scris este, Psalmul 91. Sau îl folosește, zice 2 Corinteni 11, se îmbracă în haine de lumină, îl folosește să înșele. Folosește și el sabia, dar reține, sabia diavolului n-are dimensiunile Scripturii. Ori mai ascuțită, ori mai curbată, ori mai scurtă, ori mai lungă.
Dar parte are și el cuvânt, dar îl folosește în sens negativ, destructiv. Dar în numele Domnului, folosind sabia Domnului, sabia diavolului va cădea și vom vedea că e ceva fals. Doar pe deasupra este haina de lumină, dar restul înăuntru este demon. Și acum exemplele pozitive, mai întâi Domnul Iisus. Spune Psalmul 45 despre felul în care Domnul poartă sabie. Și dumneavoastră știți din Evanghelic, Domnul i-a tot cuvântul. N-a lăsat sabia din mână nici o clipă. Numai cu sabia. 45 cu versul 3. Războinic vitează. Încinge sabia, era profeții despre el. Podoaba și slava, da slava, fi biruitor, suite în carul tău de luptă și apăra adevărul, plândețea, neprihănirea și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate. N-a venit Domnul din ceruri cu prea mult arsenal, tancuri, tunuri și câte am avea noi în sistemul nostru militar. Sabie. Sabie. Dar nici Domnul Iisus nu s-a apucat să taie cu sabia până n-a venit Duhul Sfânt peste el. De aia cei care se apucă fără puterea Duhului, nu știu câtă biruință o să aibă. După ce a venit Duhul peste el, a luat sabia și înainte la luptă. Să luăm doar un caz din Evanghelie, Marcu 1, a intrat Domnul Iisus într-o sinagogă și aici versetul 23, acolo era un om care avea un duh necurat. Domnul nu l-a tăiat pe om cu sabia. Dar a început satana din el să strige: ce avem la face cu tine? Ai venit să ne pierzi? Iisus l-a certat și i-a spus: taci și ieși afară din omul acesta. Avea mandat, cum spuneam duminică seara, să scoată demonii afară. Duhul necurat a ieșit din el, scuturând cu putere și scoțând un strigăt mare. Cred că atunci când l-a înțepat cu sabia, a scos un strigăt și a fugit. Amintiți-vă, în Luca 24, întâlnește Domnul pe doi mergând necăjiți de la Ierusalim spre Emaus, fără mare treabă, că s-au întors înapoi în seara aceea. Și a luat scripturile și a început cu sabia, din psalm și din proroc, și le-a arătat tot ce trebuie așa, le-a arătat frumos cu sabia și a alungat și a tăiat în numele Domnului duhurile de îndoială care erau împrejurul lor și dintr-o dată s-au luminat, a fost luată măhrama, au văzut sabia, cuvântul. S-au întors înapoi la Ierusalim, biruitor. Ei fugiseră din luptă și acum s-au întors înapoi la război. Că Domnul Iisus le-a pus sabia în mână. Că ei săraci o lăsaseră, o abandonaseră. Iisus, dar nu-i cuvântul cu voi. Nu un cuvânt scrie așa. De ce ați abandonat sabia? Și Domnul atât a făcut, le-a repus sabia în mână. Să creadă în cuvânt. Din cuvânt le-a dovedit cu sabia. Un alt exemplu, Moise și Aron, descrieți la Exod 9. Vă întreb, ce arme a folosit Moise și Aron să scoată poporul din Egipt? Păi bieții evrei trebuia să facă, nu știu eu ce, fabrici de armament subterane, dar n-aveau vreme, că aveau multe cărămizi de făcut. Câtă armă le trebuia lor și soldați să scoată prin forță militară niște robi din Egipt? Și numai a venit Moise și Aron cu sabie. Și se vede ce au făcut cu sabie. Spune Exod, capitolul 9, versetul 20 și 21. De un caz, odată când odată, știți că Moise nu mai rostea, cum îi spunea Dumnezeu, nu mai rostea cuvântul Domnului. Aceia dintre slujitorii lui Faraon care s-au temut de sabie, de cuvântul Domnului, s-au adunat robii și turmele în casă. Dar unii nu și-au pus la inimă cuvântul Domnului și-au lăsat robii pe câmp. I-a ajuns sabia Domnului acolo? I-a ajuns. Și acum deschideți la 18, tot Exod, unde avem numai concluzia. Atât citim. 18 cu 9 la 11. Ietro s-a bucurat pentru tot binele pe care îl făcuse Domnului Israel și pentru că îl izbăvise din mâna egiptenilor. Și Ietro a zis: binecuvântat să fie Domnul care va izbăvi din mâna egiptenilor și din mâna lui Faraon. El a izbăvit pe poporul lui din mâna egiptenilor. Cunosc acum că Domnul este mai mare decât toți Dumnezeii, căci în lucrul în care ei s-au purtat cu trufie, el a fost mai presus de ei. Cum i-a scos din Egipt? Nu m-a dădea cu toiagul Moise. Din țărână se fac, știu eu ce, păduchi. Nu mă lovea în văzduh și venea de acolo. Nu mă lovea spre apă și se declanșa de acolo. Cu cuvântul. Cum credeți că vor acționa îngerii când vor începe plăcile din Apocalipsă? Nu mă pronunță cuvântul care a ieșit mai întâi din gura Domnului și ei îl enunță. Și se declanșează tot. Pe baza acestei sabii puternice, arme dumnezeiești. Este mai grozavă decât armele chimice și nucleare și bacteriologice și așa mai departe. Astea n-au efectul care îl are cuvântul. Dacă ar fi fost armele de acum, în vremea lui Pavel, poate că găsea și alte feluri de a exprima puterea cuvântului, sub alte
aspecte ale armamentului, dar rămas la sabie, acea armă uzuală de atunci din Antichitate. Mai deschideți acum la 1 Împărați 13. A venit un proroc din Iuda la Betel, unde era împăratul lui Israel, Ieroboam. Și scrie aici, versetul 2, el a strigat împotriva altarului după cuvântul Domnului. Altarul, altarul, așa vorbește Domnul, iată că se va naște un fiu al casei lui David, numele lui va fi Iosia, va junghea pe tine pe preoții înălțimilor care ar tămâie pe tine și se vor arde pe tine o seminte omenești. Și-a dat un semn, adică a dat cu sabia. Ce sabia a avut, a tăiat altarul în două. Și când împăratul și-a întins mâna, i-a rămas blocat. Prin cuvânt. Și s-a rugat apoi, și s-a rugat prorocul, și mâna i s-a făcut sănătoasă. Căci cuvântul și tămăduiește. Dacă nu ești cu minte, te lovești. Ți-o pune în atele. Rămâne așa. Dar sabia asta e cu două tăișuri. Și bietul proroc o știut să lovească, dar pentru că nu a păstrat cuvântul, s-a tăiat și pe el. Și s-o tăia mortal. Nu mă citiți ce spune tot în continuare, în versetul 9. Căci iată ce poruncă mi-a fost dată. Să nu mănânci pâine și să bei apă, nici să nu te întorci pe drum pe care te vei duce. Și n-a fost atent cum a ținut sabia și spune apoi în versetul 26, după ce a murit, a zis acel proroc, este omul lui Dumnezeu care n-a ascultat de porunca Domnului și Domnul a dat în ghearele leului care l-a sfâșiat și l-a omorât după cuvântul pe care îl spusese Domnul. În sabia cu care a umblat el s-a tăiat. Și cât se pot tăia în sabia cu care ei umblă? După ce au făcut minuni și izbânzi în numele Domnului cu sabia, s-au tăiat ei în sabie. Că n-au păzit ei cuvântul care l-au propovăduit autora. De aia spune Pavel, mă tem, ca nu cumva după ce am biruit eu Imperiul Roman, când Imperiul Roman se credea mai în putere, l-a biruit alt imperiu, Imperiul lui Iisus. A biruit pe Imperiul Roman. Dar Pavel a spus, mă tem să nu mă tai eu în sabie. Căci, mai amintim doar un singur caz, apoi două concluzii de încheiere, spune judecător 7 când a fost acea izbândă a lui Gedeon împotriva madianiților, a strigat ceva 300 de oameni. Sabia Domnului, versetul 18 și 20, și sabia lui Gedeon. Rețineți, e sabia Domnului, adică e cuvântul Domnului, și în urmă vine cuvântul nostru, care merge după al Domnului. Cine i-a omorât pe madianiți? 300 de oameni pot să omoară 120 de mii? N-au cum, că le trebuie mult timp îndelungat. Și alții să-i ție, numai să le taie capul, să obosesc 300 de oameni, să taie 120 de oameni și pe post de călăi și să fie ăștia toți legați, numai să le taie capul, li se toce săbile în atâtea oase de madianiți. Dar sabia Domnului i-a lovit mai mulți. Și sunt toate situații în Biblie când spune a venit groaza Domnului și s-au prăvălit stângile peste ei, pe care i-a omorât Domnul sau îngerii, ei au sabie, au omorât într-o noapte 185 de mii, unul singur. Ce viteză pe minut, pe secundă, cred că se calculează că altfel e prea mare numărul. Câți au omorât această sabie a Domnului. Să încheiem cu două gânduri. Luca 1:37. I-a spus îngerul care a venit la Maria, căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Niciun cuvânt lipsit de putere. Sabia Domnului are o putere de izbăvire, ea are și putere de mântuire, dar noi ne axăm spre aspectul luptei. Și acum deschideți la Psalmul 17, unde omului Dumnezeu scrie în versetul 13 ca o rugăciune înaintea Domnului, care s-o avem și noi la finalul acestor gânduri. Scoală-te, Doamne, ieși înaintea vrășmașului, doboară-l. Izbăvește-mă de cel rău cu sabia ta. Care-i sabia Domnului? Cuvântul. Doamne, eu sunt în conflict. Satana-i pornit împotriva mea. Răgnește ca un leu. Doamne, dă-mi tu sabia ta. Căci cu sabia ta sigur îl omor. Dar, Doamne, dacă îmi dai tu sabia ta și eu numai om, ce pot face? Doamne, dă-mi și puterea ta. Ca Duhul tău să țină sabia ta și eu, ce mai rămâne mie? Sunt și eu pe acolo și câștigăm biruința în numele Domnului. Deschiți acum la Evrei 4. Aș vrea să nu părem ca niște oameni care de acum tăiem așa tot, cum spune unii că tăiem și spânzurăm. Nu, care sunt tăiați nu mai trebuie și spânzurați. Spune Evrei 4:12.
căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, adică nu există în gândirea umană ceva să se echivaleze, decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, închieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Nu aduceți dumneavoastră cel mai grozav măcelar, avem aici unul, dar să ne spună, care poate să taie așa cu sabia, să desfacă sufletul de duh? Să taie pacinima cu sabia, duhul să rămână deoparte, sufletul din partea cealaltă. Care poate tăia cu sabia să rămână simțirile deoparte și gândurile de partea cealaltă? Le putem noi diseca în forma asta? Așa exactitate are cuvântul. Nu taie tot. Nu, ni se pare, dar eu zdrobit pe ea. Nu, cuvântul lui Dumnezeu mere numai la fix, mai ceva ca laserul. Nu distruge nimic în jur. Numai un gând, dacă cu ăla are treaba, la ăla ajunge. Dacă trebuie la inimă să ajungă, la vreo simțire, la vreun gând. Are o precizie care noi nu ne-o putem imagina. Este ceva peste puterea gândirii noastre. Nu, ni se pare uneori, nu poți cu cuvântul ăsta. Nu, lasă cuvântul să lucreze, numai să fie rostit de Duhul prin noi. În rest, nu-i problema. Are un efect extraordinar. Judecă tot, desparte, disecă, numai ce e rău de afară, separă. Asta e puterea cuvântului Dumnezeu. Deci are o putere absolută. Și acum gândul al doilea, problema se pune cum o utilizăm, cum putem noi să fim antrenați ca să-și aibă efectul acesta de săvârșit. Deschideți la 1 Corinteni, capitolul 2, de la versetul 12. Și noi n-am primit Duhul Lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său, deci cuvântul în mod special. Și vorbim despre ele, nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească. De aceea, uneori prea multă omiletică strică. Că uitați-vă dumneavoastră în Biblie și spuneți-mi, vă rog, dacă toți prorocii au fost omiletici sau nu, după regulile noastre. Spunea George Whitefield, ce se rătăcește în text. Dacă oamenii se rătăcește, trebuie să mă rătăcești și eu după ei să-i caut, zicea el. Uneori Dumnezeu are felul său de a lucra. Sunt bune uneori principiile omiletice. Dar nu toți oamenii sufăr de aceeași boală. Nu toți oamenii sunt structurați la fel, oamenii sunt diferiți. Uneori Dumnezeu trebuie să lucreze într-un fel, alteori în alt fel. Spune Pavel, într-un fel mi-am schițat eu predica, am spune noi în limbajul nostru, și pe când am ajuns la voi, o trebuie să vorbesc în alt fel. Zice eu, dar într-un fel am vrut, am preconizat eu să fie epistola mea și apoi a trebuit cu altă subtilitate dumnezeiască să vă vorbesc. Spune acum versetul cheie 13. Ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt. Bun, am învățat Scriptura de la Duhul Sfânt, dar nu-i destul că am învățat-o și o știm. Acum, cum o folosim? Întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului, căci pentru el sunt o nebunie, nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Deci cuvântul e cuvânt și sabie numai dacă e folosit de un om duhovnicesc sub totală călăuzirea Duhului Sfânt. Dacă nu, nu-i sabie. Dacă nu, este altceva. O poveste în mintea noastră. Un alt verset. Ioan 12 vorbește ceva despre Domnul Iisus. Unul care a folosit cuvântul sub plinătatea Duhului. Ioan 12 cu versetul 48. Cu ce spun eu acum nu vor fi de acord mulți. Dar eu contest ce spun ei prin faptul că nu izbândă pe teren. Dacă așa cum spun mulți este bine, eu întreb atunci de ce nu mor drace. Dacă așa se dă cu sabia. Dar mai degrabă spun că se dă după cum este scris, că numai atunci se întâmplă ceva. Ioan 12, de la versetul 48. Pe cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele, are cine eu sunt, de cuvântul pe care l-am vestit. 49 acum. Căci eu n-am vorbit de la mine însumi. Acum eu vă întreb. Nu știa Domnul Iisus să vorbească? Nu cunoștea atâtea lucruri? N-a povestit la 12 ani cu bătrânii și încuia? Când a ajuns la 30 de ani, i-a terminat pe toți din două întâmplări și o întrebare. Nu știa? Și n-am vorbit de la mine însumi, ci Tatăl care m-a trimis, el însuși mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Și știu că porunca lui este viața veșnică. De aceea lucrurile pe care le spun, le spun așa cum mi le-a spus
Tatăl, Doamne, ajută-ne și nouă. Avem la îndemâna noastră o sabie puternică, cuvântul lui Dumnezeu. Dar noi nu putem folosi ca oameni, că nu știm cum să dăm cu ea. Și facem ca Petru, le tăiem urechile și trebuie Domnul să-i repare, că nu mă ascultă și nu mai înțeleg nimic după aia. Această putere trebuiește întrebuințată numai sub călăuzirea Duhului Sfânt. Dacă e așa, se poate întâmpla cu noi cum a fost cu prorocii. Cuvântul lui Dumnezeu odată rostit este luat de Duhul și pus în gura noastră și poate să aibă autoritate dumnezeiască. Pentru că lupta e una spirituală și Satana n-are nevoie de povești sau cel puțin nu doare capul de ele. Satana, el este Duh și cedează numai la arme spirituale. Cuvântul când e rostit de un om, e armă firească, inteligentă. Când e rostit de Duhul, e armă spirituală. Domnul să ne umplă de Duhul Sfânt. În mod special pe cei care mânuiesc cuvântul și apoi pe oricare dintre noi, în împrejurările, când este nevoie să rostim un cuvânt în numele Domnului. Ca înaintea noastră drumul să fie liber, demonii să fie dați la o parte, oamenii să fie recuperați, cuvântul să lucreze numai așa cu ca acel bisturiu sfânt, numai unde este nevoie, unde este cazul, și rest să slujească ca o pâine, ca o tămăduire, ca un balsam, ca un ciocan, dacă e cazul, după cuvința și buna voie a lui Dumnezeu. Amin.